Felicităm toți premianții, dar când spun premianții, mă refer la toți copiii, pentru că vrând nevrând toți copiii s-au străduit. Asta înseamnă că toți merită să fie măcar numiți premianți. Mulțumesc tuturor, sper să vă simțiți bine, chiar dacă afară, mă rog, vremea îi cum îi, la Hanul Domnesc. Anul acesta, din păcate, și-a fost o alegere bună. Dacă se făcea la Muzeul Satului, probabil problemele erau majore. Da. Așa că și Hanul Domnesc... Cred că e o bună locație, chiar dacă ușor atipică, mă rog, spațiul este ceva mai nepermisiv față de Muzeul Satului, dar sper să vă bucurați și de muzeu. În fiecare an, după cum bine știți, noi organizatorii, cei de la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, propunem elevilor, propunem domnilor profesori teme diferite, teme care să le stimuleze copiilor imaginația, teme care să îi pună pe treabă, să îi facă să-și formeze valorile artistice. Tema din acest an, copiii, se, după cum știți, se numește Pădurea Magică a Copilăriei. Nu întâmplător această temă se numește așa. Fundația Culturală Artex, în parteneriat cu noi, Muzeul Bucovinei și implicit Hanul Domnesc, au organizat anul trecut în vară, după cum unii știți, Festivalul Național Zilele Vânătorii. Știm că Hanul Domnesc la un moment dat a fost locuință de vânătoare, de-aia am fost noi gazdă. Acest eveniment face parte din programul de sustenabilitate a proiectului acesta. La concurs au participat copiii pe categorii de vârstă, ca în fiecare an, 1, 4, 5, 8, dar anul acesta am primit lucrări fiind deosebite și de la grădinițe. Lucrări care au intrat în comisia, în atenția comisiei de jurizare. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.